S-a stins din viață la vârsta de 53 de ani renumitul actor Vitalie Cărauș, în ultima perioadă activat în calitate de director la Teatrul Etnofolcloric Ion Creangă. Vitalie Cărauș a fost fondatorul teatrului din Cahul și al teatrului de buzunar, care în anii 90 a făcut senzații. În perioada 93-2004 a deținut funcția de director la Teatrul Național Mihai Eminescu, unde a jucat și în calitate de actor. Vitalie Cărauș a fost deținător a numeroase premii obținute la Gala Teatrilor Naționale. Cel mai remarcabil rol a fost cel al lui Cadâr din spectacolul Tache, Ianche și Cadâr, după piesa dramaturgului român Victor Ioan Popa. Corpul neînsuflețit al actorului va fi adus la Teatrul Național Mihai Eminescu sâmbătă la ora 10. Vitalie Cărauș va fi înmormântat la Cimitirul Central din Capitală.